Liderii țărilor G7 au convenit să acorde Ucrainei un împrumut de 50 de miliarde de dolari americani, garantat cu veniturile provenite din activele rusești înghețate până la sfârșitul anului 2024, transmite Meduza.io. Ucraina va primi întreaga sumă într-o singură tranșă, iar împrumutul va fi rambursat anual din profiturile obținute din activele înghețate. Potrivit sursei citate, această idee a aparținut inițial părții americane. Dar dacă, dintr-un motiv sau altul, activele rusești vor fi dezghețate, adică turnate Rusiei, sau dacă veniturile din acestea nu sunt suficiente pentru a finanța împrumutul, va trebui să ne gândim cum să împărțim povara împrumutului. După începerea invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, țările occidentale au înghețat activele ale băncii centrale a Rusiei în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari americani în jurisdicțiile lor. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 260 de miliarde, este păstrată în Europa, în depozitarul belgian Euroclear, și doar o mică parte în Statele Unite ale Americii. Țările occidentale discută despre posibilitatea de a utiliza aceste fonduri pentru Ucraina încă din anul 2022. Un grup de lucru special a ajuns la concluzia că anume confiscarea activelor în sine este imposibilă din punct de vedere juridic, după care Uniunea Europeană a început să caute modalități legale de utilizare a profiturilor din aceste active. În februarie 2024, depozitarul Euroclear a raportat că anul trecut a obținut un profit operațional de 4,4 miliarde de euro din investirea activelor rusești înghețate.